Reacție mai mult decât ciudată a soților Olteanu în acest sfârșit de săptămână. Aceștia au agresat o echipă a postului nostru de televiziune în Piața Mircea, unde colegii noștri realizau un reportaj care nu îi avea ca subiect pe cei doi. Aceștia au sărit să-l bată pe reporterul Tele2 Drobeta în momentul în care l-au văzut. Ce ai avut cu nevastă? Ce ai avut cu nevastă? Ce ai avut cu nevastă? Ce mi-ai zis? Ce ai zis, mă? Ce ai făcut? Ce? Cei care au asistat la întregul circ făcut de soții Olteanu au sărit în apărarea colegilor noștri și au acuzat pe cei doi chiar și de lipsa de civilizație. Hai, Doamne, ce vrei cu atâta cât ce-ai făcut? Dacă nu ai răspuns, dacă nu vrei, nu răspunzi. Hai, mă, lasă-mă în pace, mă. Păi este, dar dacă vrei răspuns, dacă nu vrei, nu răspunzi. Oamenii legii, aflați în zona, au intervenit și ei imediat și au reușit să-i calmeze pe cei doi protestatari care nu erau însă de serviciu în acea zi. Astfel că s-au ales și cu o amendă din partea polițiștilor. Întrebați-l de ce ce a făcut lui soții mele, domnule. Întrebați-l ce mi-a făcut mie. Ce are cu soția mea? Ce are cu mine? Eu vreau să vă întreb ce are cu mine. Nu, discutăm aici, că toți oamenii au văzut și au auzit ce mi-a zis mie. Așa, legitimați-i pe ei. Toată lumea, da? În timpul și pe dumneavoastră. În timpul serviciului. Un bărbat de 62 de ani, în timp ce se afla în Piața Mircea, a adresat în spațiu public expresii jignitoare la adresa reporterului televiziunii Tele2 Drobeta. Acesta a fost sancționat de către colegii mei cu amendă contravențională în valoare de 500 de lei. Dornici probabil de publicitate, soții Olteanu nu s-au sfii să intre într-un reportaj despre fructele și legumele din piețe. Însă pe această cale dorim să-i anunțăm că dispunem de spațiu de emisie și în cadrul altor emisiuni, cum ar fi Viața la Țară.